și bine ați revenit pe canalul meu. Știți că eu sunt fan iluminator. V-am spus asta de foarte multe ori, drept pentru care am și foarte multe iluminatoare. Iar astăzi o să testăm împreună iluminatorul Essence of Earth by Limero. Când m-au contactat cei de la Limero, sinceră să fiu, nu știam cine sunt, însă mi-au propus să testez acest iluminator. Și bineînțeles că am fost foarte curioasă să văd despre ce fel de iluminator este vorba, așa că astăzi îl vom testa împreună să vedem ce știe să facă. Eu l-am mai folosit de când l-am primit pentru că am vrut să-mi fac o părere despre el, să vă pot spune și părerea mea personală, nu doar să-l aplic. Și atât, practic un first impressions. Însă, înainte de a începe testarea iluminatorului, vreau să vă spun câteva cuvinte despre brandul Limero. Poate, nu știu, vă interesează să știți cine sunt și ce au de gând să facă. Ei bine, brandul a fost înființat în urmă cu câteva luni de 3 fete și se dorește a fi un brand de frumusețe, de beauty, scopul lor fiind comercializarea de produse cosmetice, atât beauty, cum ar fi iluminatoare, palete de machiaj, cât și pensete, ceară de păr colorantă temporară. În fine, vor să comercializeze mai multe produse, în mare de beauty. Sunt un brand la început de drum și mie îmi place să lucrez cu astfel de branduri pentru că descoper produse noi, produse de care nu am auzit, așa cum este și acest iluminator, habar n-aveam de el și uite că prin colaborarea cu ei am ocazia să îl testez și să împărtășesc cu voi părerea mea, opinia mea personală. Ambalajul iluminatorului este destul de simplu, este de plastic, transparent, nu are oglindă, nu are nici vreun puf cu care vine, așadar o să aveți nevoie de pensulă pentru a-l aplica. Pe față avem sigla și denumirea firmei, Essence of Earth. Se desface așa, pac, și ajungem la produsul inițial. Iluminatorul se găsește în 10 nuanțe, dacă nu mă înșel, și eu am nuanța Blood Moon. Este un roze perlat cu irizații bronzante. Se duce într-un roze gold, dacă pot să-i spun așa. Arată foarte bine pe ten, rezistă foarte bine, nu se duce pe parcursul zilei și este foarte, foarte pigmentat. Oricum, ideea este că aceste iluminatoare conțin ingrediente organice și sunt made in USA. Așadar, mai departe, o să trecem la aplicarea lui propriu-zisă. O să-l aplic mai întâi cu o pensulă fan, de asta așa, mică, da. Și o să-l aplic peste tot pe unde vreau iluminare, iar apoi voi uda pensula și voi mai veni cu un strat. Pentru că dacă tot iluminăm, să iluminăm așa cum trebuie, da? Să iluminăm corespunzător. Bun, m-am apropiat și mai mult de cameră pentru ca voi să vedeți cât mai bine ceea ce fac eu aici. Așa că, iluminatorul, pensula și o să începem să luăm produs și să îl aplicăm prima oară deasupra pomeților. Da? Pregătite? Haideți să-i dăm drumul și să aplicăm. Bun. Cam așa. Taca-paca. Cum vă ziceam, este foarte pigmentat și trebuie să aveți foarte mare grijă atunci când îl aplicați, pentru că nenică este, da? Deci, să facem așa o comparație. Asta este partea care nu are iluminator. Și asta este partea care are iluminator. Eu zic că se vede foarte, foarte mult și foarte bine. O să aplic acum și aici. Vai! Deci mie îmi place maxim. Mie îmi place maxim cum se vede. Îmi place că este atât de pigmentat pentru că oricum nu trebuie să aplicați mult produs pentru că iluminatorul își face treaba indiferent. O să aplic un pic și deasupra sprâncenelor, unde îmi place mie. Așa. Uite așa. Nu știu, frățiuer, dar în momentul când aplici iluminator într-un machiaj, parcă se schimbă complet toată treaba. Iar acum o să mergem și pe puntea nasului. Da?
Așa. Nu o să aplic în vârful nasului așa cum face toată lumea, pentru că nu suport chestia aia. Mie îmi place să fie așa pe puntea nasului, dar voi puteți să îl aplicați unde vreți. Așa, și mai departe pe arcul lui Cupidon. Bun, și cam așa se vede aplicat cu pensula simplă. Însă, eu acum vreau să ud pensula un pic și să-l mai aplic așa foarte lejer pe pomeți, da? O să ud pensula un pic cu puțină apă și acum luăm produs, da? Arată cam așa și îl aplicăm unde am aplicat și mai devreme, însă concentrez culoarea pe un punct unde îmi doresc să strălucească cel mai mult. Și punctul ăla pentru mine este aici. A, cum se vede? Se vede super! Vai de mine! Și un pic pe nas ca să fie, și pe bărbie, și pe arcul lui Cupidon. Deci îmi place maxim, maxim. Se numără printre iluminatoarele mele preferate în momentul de față. Îmi place maxim cum se vede. Se vede și de la distanța asta. Văd și eu acolo un ecran că lucesc ca o adevărată divă. Ideea este în felul următor. Îmi place maxim iluminatorul. Îmi place că este super mega pigmentat. Că nu trebuie aplicată o cantitate foarte mare. Bine, asta este pentru gusturile fiecăruia. Mie personal îmi place iluminatorul, m-aș polei toată în iluminator dacă aș putea. Eu ies cu atâta iluminator pe față, pe stradă, adică prefer să renunț și la blush și la bronzer și să-mi aplic decât iluminator. Îmi place cel mai mult din procesul de conturare, iluminare și așa mai departe. Și consider că iluminatorul ăsta este extraordinar de bun, face concurență din punctul meu de vedere unor branduri destul de consacrate și de populare. Și ce să mai... este minunat, îmi place, deci îmi place maxim. Mai sunt câteva nuanțe care mi-au făcut cu ochiul și mi-au plăcut, însă în momentul când am ales nuanța asta, Blood Moon, am vrut ceva ce eu nu am. Și am vrut să merg pe o culoare pe care nu am mai încercat-o deloc până acum și tipul ăsta de iluminator eu nu l-am, adică atât de roze cu irizațiile astea perlate metalice care se duc în bronz. Îmi place că deși este un roze perlat bronz așa, se potrivește la multe machiaje, la cel puțin la cum sunt eu machiată acum și la nuanța părului pe care o am în momentul de față, merge giugiuc. Ce să mai, pigmentația acestui iluminator este extraordinar de bună. Gagici de la Limero, vă felicit pentru că ați adus un produs care mie îmi place foarte mult. Am mai văzut câteva nuanțe pe care aș vrea să le încerc. Mai sunt vreo două pe acolo care mi-au făcut cu ochiul. Keep up the good work, pentru că cel puțin eu ce am testat până acum mi-a plăcut. Și cam asta a fost pentru astăzi. Lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi ce părere v-a făcut iluminatorul, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut și așa mai departe. O să vă las în descriere, ca întotdeauna, toate detaliile și tot ce aveți nevoie să știți. Nu uitați de like și subscribe, pentru că mă ajută enorm. Și de asemenea și comentariile voastre mă ajută foarte mult, pentru că așa îmi dau seama dacă clipurile sunt pe placul vostru și de aceea vă rog să nu vă sfiiți, să vă abonați, să dați like, share, să comentați la clipurile mele, pentru că așa pot și eu să vă dau ceea ce voi doriți, ce content vreți să vedeți. Până data viitoare, vă pup! Pa, pa!